Fetiță? Nu știu. Da, e fetiță. Ce drăguț! Bravo, Dana! Bravo! O, Dana, iubosul. Dana e la prima fotare, așa-i? Da, da. Ce drăguț! Am venit de dimineață la ele și am văzut că avea un pic de scurgeri pe dinapoi. Dar m-am gândit, a făta astăzi cândva. Și după ce am gătat cu animale, pe când mă pregăteam să plec, m-am auzit că... s-a făcut jos, a început a chinui. Dar repede o gătat. Mai ai unul, iubită? Ne ajunge una oricum. Dacă e numai una, e super. Nu mai bine decât două. Bravo! Nu, nu mai e singurică. Iubită, drăguță. Dar ce faină îi. Exact cum îmi place mie. Cu dungi pe ea. Și pete. Mm-hmm. Copiii o să fie în extaz. Mm-hmm. Iubită. O să caști, că ai scăpat. Ai rezolvat problema. Bravo! Ești mândră, așa, ce mândră ești. Ioi, ce mândră ești. Ioi. Bravo! Bravo! Bravo, iubită! Tu ce? Ieri mi-a trimis filmare băiatul la care am dat Ieduța în 2023. Și o făta și lui o Ieduță. Un pic cam de vreme. Ca noastră Ieduțele încă nu le-am dat la montă, dar o Ieduță foarte frumoasă. No, dar ce ai pățit? Noi îi șterge un pic. Nu-i frig. La șterge ea. L-am șters un pic la cap și sănătate bună. Ia uite ce frumoasă ești. Tu cu urechile astea tale. No. Dana. Ești mândră acum. Ești neal coșătare. Ce ochi ciudat are. Ieduța? Mm-hmm. Ce să mândrește e, cu ce-o realizat. Auzit. Ce? Oh, Jesus. Ce? Ceva nu e ok aici. Le chide. Nu. Ce? Oasele dinăuntru. Să așează intestinele în el cum trebuie. Mărișoară, da. Nu pare să vrea să stea în picioare. După ce va suge, cam unde 5 minute, a ieșit.
Ideal ar fi să nu mai fete altul pentru noi. Mai ales că Ieduță vă putea să o hrănească cât de mult. Și cât de bine. E lungă. E lungă, dar de ce nu stă un pic în picioare? O să stea, ia minte naș. Auzi, pune-o să sugă. Pune-o la sub. Cum arată pe dinapoi? Are un sacăci. O lasă, să-l dea afară, nu-l trage tu. Este laptea. Uite, acum căpruța îi face masaj la picioarele din spate, îl curăță în același timp și stimulează mișcarea, circulația. Vă, dar ce frumoasă e! O să fie așa surucă. Să fie așa surucă. Bravo, Dana! Mie mi se pare foarte, foarte fragilă. Comparativ cu alții iezi pe care i-am avut. Gândește-te că e căpruță la prima fătare. Și ea e foarte mare. Ieduța. Ieduța e mare. Și-o cam trecut un an de când ai văzut tu iezi fătați prima dată. Eu cred că după ce se usucă... Să uscă un pic, să se ridică în picioare și destul de vioi, știi? Altfel arată. Altfel arată. De-aia zici tu că e fragilă, că stă jos încă. Fragilă, da. Cum am luat-o în brață, așa, articulațiile nu se țin așa cum ar trebui, parcă. Nu, de doamnă. Să fie ok, să se ridice. Eu cred că te înșel, dar o să vedem noi imediat. Dar mărișoara are niște picioare atât de lungi? Gândește-te că, ia uite, vezi? Uh-huh. E foarte puțin timp de când a fătat-o. La unii le ia și 25 de minute până pornesc la plimbare. A fătat cam greu, că eu ieși năsuc afară și am văzut că era cu limba scoasă și respira, dar... Am ajutat-o eu să iasă capul, că s-o chinuit un pic. Bine. Picioarele, practic, tot. S-o chinuit. Prima și prima dată, picioarele din față. Da, a ieșit cu un singur picior din față înainte. Ceea ce e o fătare semi-normală. E bine că nu-i frig. Nu, e foarte bine. Mi-a scris o doamnă la una dintre videoclipuri, o doamnă pe care o văd și pe Facebook, a zis că dacă vrem să vindem o căpruță anul ăsta, să vrea să cumpere de la noi. Și am zis că o să-i scriem. O să ne hotărâm. Oricum o să ținem și una, două, trei eduțe, iarăși de anul ăsta, deci... Vedem. Frumoasă! Ești preferata mea pe ziua de azi. Nu, hai sus, nu mai lenevi. Hai să-i o pun un pic la țâță. Oi, oi, oi. O prins, surge. L-o lăsat iar. Vai, dar ce cleios e laptele ăsta. Păi, e... Da. Colostru. E colostru de cea mai bună calitate. Am putea să ne înghețăm și noi un pic. Da, dar mai am încă de anul trecut de la care era. Serios? Mhm. Am făcut săpun, știi? Mhm. Dar la se poate și bea, se pot face pastile din el.
Bravo! Să știi că o prins în gurățită. Bravo, Dana! Ești mămică acum! Da! Da! Păi așa e la început. Zici că nu-i normal, e pe sus! E frică de înălțime, așa? Ia, cam o să trage mama să înapoi, să vie după ea. Ce drăguț! Mă spune că nu mă ți-o duc la țință. Bravo! Da, ce-ai făcut? Ai făcut un puiuț. Ia toată laptele pe mine, vezi? Vezi? Nu-i da și ei să nu se învețe cu laptele. Vezi că prinde curaj. Oh, bravo! Prima dată în picioare singură. Hey, aplauze! Ciucă-te, mămica! Dragilor, să știți că ce am făcut noi acum nu e obligatoriu să faceți. Iedu, de la momentul în care îl fată mama lui, el va ști cum să sugă și cum să caute și cum să se ridice în picioare. Însă noi ne bucurăm de fiecare dată de experiența fătării și, după cum vedeți, capra nu e stresată de noi, pentru că noi suntem parte din familia ei, noi suntem prietenii ei. Și atunci ne primește, ne acceptă, e liniștită și ne bucurăm să facem asta, pentru că e o experiență nouă. Avem o nouă ieduță, ni s-a împuit gospodăria, ni s-a mărit familia, afacerea, ne-a crescut afacerea. Bravo, fetița! Stă în picioare, fetița! Hai, mai coace tu! Așa. Dana, tu ești printre cele cum mai cuminți capre. Să uită cu un ochi la mie și un ochi la ieduță. E bine. Suntem bine. Iată că o simțit miros cum am tras ieduța afară. Mi-o simțit pe mâna asta. Și-o strigat, ca și cum, nu, mai am una. Dar-i tot aceeași. Eu ce-am ajutat, da. Eu ce-am ajutat că ești la prima fătare și nu-ți-o tare ieșit iedu cu viteză. Hai să mai sugem și de din coace un pic. Ca păi să vezi tu ce curaj prinde ieduța. Ia fii atent. Stai, stai, stai. No, stai, 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 nu te întoarce. Nu te întoarce, stai așa. Ia coleni, ia coleni. Hai, suge. De viteză. După ce suge ieduța de 3-4 ore așa, să vezi că suge bine, nu trebuie să-ți mai faci griji. Un ied normal și sănătos va ieși, îl va usca măsa, va începe să sugă și va crește. Însă sunt și ies mai anemici, care dacă nu ești în apropierea lor să-i ajut, să-i pui la țâță mai repede, s-ar putea chiar să-ți moară. Dar în general, caprele nu sunt știute ca a fi problematice la fătare. Cum sunt oile, ia ce șpagat face. Deja dă din coadă, deja avem viteză. Pupă acolo la codiță, pupă să se placă. Prin faptul că capra îl linge, îl curăță pe ied sau ieduță, în spate la codiță, îi stimulează sistemul digestiv și stimulează subtul. Și crește legătura dintre ei. Da. Cred că ne putem lua gândul de la orice grijă în privința acestei fătări. Ne bucurăm că s-a încheiat. Așa pare, dacă era încă unul fătat deja. Va urma să dea placenta afară, să dea casa, cum se zice, prin alte părți. Și, foarte, foarte important, de acum încolo, în următoarele zile, vom începe să mulgem capra. Pentru că iedul, imediat după fătare, el suge o cantitate mică de lapte. Și primele 2-3 zile nu poate să sugă toată cantitatea de lapte pe care căpruța o produce, mai ales dacă e o căpruță foarte productivă și foarte bună, cum Dana pare a fi. Așa că, pentru a nu se strica căprița la pulpă,
trebuie să ajutăm să nu se inflameze prea tare pulpa, că ea după fătare, corpul ei nu știe că a fătat unul sau doi. Și atunci bagă masiv lapte în pulpă și trebuie să o decongestionăm, să o ajutăm. Asta trebuie făcut, asta e vital la capre după fătare, venim mai frecvent la ele și dăm așa câte un ochi pe la ei să vedem că se comportă normal. Mai târziu, după ce căpruța dă afară ce are de dat, în zilele următoare o să umblăm pe la ea și o să o curățăm un pic, pentru că urmează să o mulgem și să ne păstrăm de acum încolo zona din spate cât de curată. Dar eventuale probleme ce ar putea apărea după fătare ar fi sângerări abundente. Și abundent înseamnă că curge și nu se mai oprește. Ea va sângera câte un pic, o perioadă, poate chiar o săptămână, două, chiar trei. Dar dacă sângerările alea sunt murdare, urât-mirositoare, care sună și par a infecție, trebuie să interveniți cu un tratament. Dacă sângerări normale, așa uscate, sângerii și așa, nu e voie să vă faceți griji. Ea încă se curăță vreo 2-3 săptămâni, până la 3 săptămâni după fătare. Sănătatea unei capre se vede în ochii ei. Trebuie să știi să te uiți la ea, trebuie să o vezi înainte de fătare, trebuie să o analizezi, trebuie să-i cunoști comportamentul. Și desigur, dacă ea e nesănătoasă, să are o problemă pe care nu ți-o poate transmite decât dacă tu o analizezi, o vei vedea mai anemică, o vei vedea abătută, vezi că nu mănâncă, vezi că se ferește de celelalte capre din grup, dacă sunt mai multe. Tinde să stea mai mult jos. Tinde să stea mai mult jos, pare obosită tot timpul, eventual balonată sau sfârșită de puteri. E important după fătare, o perioadă de câteva zile, până la o săptămână, două, trei, să o analizezi, să o urmărești constant. Și dacă acea capră se comportă normal, cum o vedem noi pe asta, că e mulțumită și parcă oarecum mândră de ce-o făcut, sperăm să avem rezultate și sănătate de acum încolo, producție de lapte și tot ce ne dorim de la ea, că am așteptat. E al doilea an, așa-i? Ea împlinește acum 2 ani. Și uite că avem produși de la ea. O ieduță. Ce ne putem dori mai mult? Două eduțe. Nu? Eu-s mulțumit, sunt foarte mulțumit cu o singură eduță. Fiecare căpruță la prima fătare să-mi fie câte unul. Și alea la a doua fătare, câte o eduță mi-ajunge de la fiecare. Apropo, să vezi ce fain era când se chinuia să fete, când împingea, avea contracții și vreo două dintre ele au venit pe din spate să uita la ea. No, ce ai, dar ce e acolo, dar ce ai cu tine, știi? S-a băgat acolo cu nasul să vadă ce se întâmplă, știi? Dar nu a fost agresiv, a fost așa cumva curios. No, dar ce biat ai cu tine? Ce probleme ai, știi? Și mi-a plăcut asta, că n-am prea văzut faza asta. Până acum, când eram noi de față, ele erau mai retrase. Da, am uite poți odini. Bravo! Hai să vedem dacă mai are scurgeri pe la coadă vreuna. Eu despre Dana nu mă așteptam să fete așa repede. Mă așteptam mai degrabă, și asta pare să aibă un pic de scurgeri. Hai să o văd pe cucu. Și asta are un pic de scurgeri și are pulpa formată de mai multe zile, știi? Nu, nu-i plină, vedem. Plină. Hai, arată-mi. Nu-i plină, plină la pulpă, dar uite, e un pic umedă pe la, așa. Însă pulpa nu e foarte inflamată. Asta ți-o mai fătat? Nu. La prima fătare? E cucul la prima fătare. Și are pulpă așa mare. Da, eu după comportamentul ei și cât e de blândă și de sociabilă, aș fi zis că e de la cuțu. Dar la statură aș tinde să cred că e de la steluța. Om vedea după ce fată și cum i-a fi forma pulpei, știi? La Dana, de exemplu, am venit mai înainte la ea și am masat-o la pulpă și am văzut-o că căuta mângâiere de la mine. Asta, pe asta nu prea interesează. Dar are pulpă foarte faină. În schimb de Fifi mă gândesc eu că uite-te tu ce pulpă, se te pregătește de ceva vreme și s-ar putea să fete și ea. Semnele fătării la capre sunt: ligamentele astea de aici, de la coadă, se deschid și poți să bagi mâna așa pe sub coadă, e locul mult mai larg de la o capră decât la o capră nefătată. La ea nu văd lichide. Și am avut un pic de problemă că
Ieduța ei din primăvară am separat-o și am băgat-o cu țapul. Pentru că cred că ieduța ei o sugea de la o țâță. Cum ședea ea așa jos, aia tot vinea și s-a așezat lângă ea și o mai păcălea. N-am bravo, Fifi. Te-ai temut că n-asta în picioare. M-am temut, dacă eu și pușcat coastele când am luat-o prima dată în mână. Aveți grijă că acum aveți o nouă șefă pe plantație. Și are și ajutor. Deja vă ține la distanță. Păstrați distanța. Scurgerile acestei căprițe par să fie de o culoare naturală. Și o tind să cred că și felul cum îngrijești o capră de-a lungul anului până la fătare, îi dă, în general, starea ei de sănătate. Pentru că o capră trebuie să aibă tratamentele și deparazitările la zi. Trebuie să fie bine îngrijită, bine hrănită, și atunci va făta ușor, fără probleme. Sigur că e foarte important să nu exagerăm cu cerealele în gestație. Deci le dăm cereale, dar cu moderație. Și foarte important, că văd că e foarte vehiculat pe internet, unii spun că trebuie să iei sarea de la capre, de la animale, atunci cât îți gestante. Noi n-am făcut asta niciodată și din ce ne-au spus doctorii și oamenii cu care am vorbit, sarea nu trebuie să lipsească de la animale. Numai bine pe când vor veni copiii de la școală, o să fie vioaie, o să fie uscată și o să fie bucurie mare. Și bună de drăgălit. Și exact. Dragilor, avem o veste foarte proastă. Pe lângă vestea asta bună că ne-a fătat Dana prima căpriță pe anul ăsta, din păcate avem și o veste proastă. În video anterior l-ați văzut pe Gruia cum alerga pe aici să juca cu animalele și din păcate de atunci, chiar astăzi de fapt, l-a călcat Măriuca pe un picioruș și sperăm să-și revină, că cum s-a dat într-o parte, să poate să-l mai fi călcat și în alte locuri. Noi un pic am abătut, îl urmărim, îl monitorizăm și mi-a zis cineva în comentarii că să avem grijă să nu-l calce bivolii, însă noi nu putem să-i dăm în scris ce să facă, până acum s-a oferit bine, dar se pare că a avut o surpriză. Așa că e una bună și una rea în gospodărie tot timpul. Ai bucurii, ai și tristeți și ne învățăm astfel să fim tari, să fim curajoși și să merem înainte cu capul sus, că n-ai ce face. Ai bucurii, ai și pierderi. Sperăm ca Gruia să nu fie o pierdere. Să-i treacă supărarea cu fotare supărat. Nu. Dragilor, dacă v-a plăcut video de astăzi, nu uitați să ne scrieți reacțiile voastre în comentarii. Noi suntem foarte interesați și împărtășim aceste videouri cu voi. Ne place să vedem reacțiile voastre pozitive. Ne place să vedem că vă bucurați de ce ni se întâmplă nouă, chiar și pentru un montaj video. Dați acolo cu un like, e foarte important pentru algoritmul YouTube. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare!